Bine ați revenit la mobilissimo.ro. Azi vă prezentăm unboxing-ul lui LG G-Pad 8.3. Recent a primit și o versiune Google Play. S-a lansat chiar cu câteva ore în urmă. Terminalul este unul cu format neobișnuit al ecranului, 8,3 inch. S-a anunțat în septembrie, s-a lansat în octombrie și noi l-am primit în teste acum de la emag.ro. Avem de-a face aici cu un rival pentru Nexus 7 2013 și pentru iPad mini Retina și o tabletă pe care am pus-o deja destul de sus în top 10 al tabletelor pe anul 2013. Emag.ro vinde acest produs la prețul de 1449 de lei pe alb și pe negru. Noi avem varianta albă. Observați spate metalic și cu puțin plastic, difuzoare stereo. O construcție care amintește mai degrabă de un telefon gigant decât de o tabletă. Un device foarte alungit pentru o tabletă de 8 inch, 8,3 inch. Hai să vedem ce se află în cutie. Obișnuitul manual în română și engleză. Și obișnuitul cablu USB pentru conectare la PC și încărcător. Iată și încărcătorul în cauză. Nu acum nimic special și aici găsim și garanția. Cam atât în cutia acestui terminal. Ce ne interesează mai mult este device-ul în sine. LG G-Pad 8.3, un nume neobișnuit. Se simte ca un LG G2 mai mare. Rețineți, testăm în această perioadă și LG G2 și acest terminal. Iată butoanele sale fizice, camera de 5 megapixeli și un slot aici sus. Probabil cel pentru carduri micro SD. Destul de greu de închis din ce văd și hai să apăsăm pe butonul on-off să pornim primul setup și să vedem cum arată interfața tabletei. Acest device măsoară 8,3 mm în grosime. Dacă vă plac combinațiile de numere și cifre și numerologia și simbolurile, o să vedeți că LG s-a jucat foarte mult cu cifrele 8 și 3. Tableta este LG G-Pad 8.3, măsoară 8,3 mm, cântărește 338 de grame și are diagonală de 8,3 inci. Vedeți? 338 peste tot, probabil că înseamnă ceva pentru LG, ceva special, poate le poartă noroc. În fine, au realizat un produs foarte bun. LG a stat pe bară cam 2 ani de la tablete. Prima lor tabletă serioasă Android a fost una cu ecran și cameră 3D, dacă mi-am amintesc bine. Apoi au luat o pauză, au scos o versiune LTE a acelei tablete și au intrat într-un con de umbră, din care au ieșit cu acest model de succes. Facem primul setup, ca la LG G2, îi se propune să alegem felul în care arată butoanele virtuale din partea inferioară a ecranului. Și iată și funcția Q-Pair. Putem face pairing între telefon și tabletă, vom face asta cu LG G2 zilele viitoare. Deocamdată acesta este primul setup, de după unboxing. Terminalul integrează un display de 8,3 inch, rezoluție 1920x1200 de pixeli și din câte am aflat funcționează chiar și cu mănuși în această iarnă rece. Avem difuzoare stereo în spate. Pe lângă acesta avem o carcasă metalică, un procesor Snapdragon 600 quad-core de 1,7 GHz, GPU Adreno 320, ca OS Android 4.2.2, cu interfața Optimus UI aplicată peste. Alte lucruri de menționat aici sunt cantitatea de RAM, 2 GB de RAM la dispoziție pe acest terminal. Avem o cameră de 5 megapixeli în spate cu autofocus și captură video Full HD. În față avem o cameră de 1,3 megapixeli. Și avem 16 GB de memorie internă, slotul microSD menționat mai devreme, baterie de 4600 mAh, o unitate litiu-ion, Miracast, Bluetooth, Wi-Fi, GPS și accelerometru. Din câte văd, interfața camerei este aceeași cu cea de pe LG G2. S-au păstrat până și aceste moduri speciale de captură, care mă duc cu gândul la Samsung. Avem Beauty Shot, Time Catch Shot, Sports Night, chiar și panorama 360 de grade. Foarte multe opțiuni foto și video. Va fi o plăcere să testăm camera tabletei, dacă avem timp și dacă se comportă bine încă de la primele poze. Văd o funcție interesantă, VoiceMate, și hai să vedem dacă avem și Quick Memo, ca la LG G2, luăm notițe direct pe ecranul acestui device. Ok, o grămadă de funcții interesante pe care le vedem și aici sus în zona de notificări. Avem GPS, avem Miracast, Q-Pair, Quick Remote și multe altele. Dacă tot am zis de Quick Remote, hai să vă arăt. Iată, emițătorul infraroșu al tabletei, putem să o folosim ca telecomandă pentru televizorul nostru sau alte device-uri. Rețineți, LG a revenit din pauză cu un hit. Acest model costă 1449 de lei la emag.ro. Sună ca un târg foarte bun, rămâne să vedem cum se comportă în jocuri, cum se comportă în benchmark-uri și deocamdată este de luminositate la maxim, deoarece sunt curios cum arată acest ecran. Din câte văd, arată foarte bine. Este un
display de 1,3 inch, un Full HD pe care îl testăm în următoarele zile. Testăm și camera, văd că avem și o funcție memo. Sunt curios dacă putem scrie de mână, avem și notebook-uri, o grămadă de lucruri interesante. Acest Optimus UI nu arată deloc rău și o să vedem ce poate procesorul, GPU-ul, camera și bateria în zilele următoare. LG G-Pad 8.3, atenție la numerele 8 și 3, la cifrele 8 și 3, combinat într-un mod foarte interesant pe acest device, cam atât la mobilisimo.ro. Mulțumim eMac.ro pentru produsul primit în teste, la revedere!